seară frumoasă în sala sporturilor din Târgu Mureș, încă din primele momente ale acestei confruntări. Vine și reușita. De asemenea, steaua, Michael Harrison. Mohamed se duce acum pe Tușa, au închis bine acolo CBA, dar vine un al doilea coș la rând din afara semicercului pentru Târgu Mureș, de data aceasta pe mâna lui Goran Martinic. Deplasare la Cluj, 76-72. Coș de 3, prima reușită a Sibiului. S-a înscris numai de la mare distanță și iată că o face acum și Al-Hagi Mohamed. Care rapida lui Martinic, care scoate la Mohamed, vine tare pe pătrundere, a încercat să sară la capac. Mohamed mărește avansul Mureșului de la linia de libere. De data aceasta intră foarte bine mingea. Au înscris mai bine de jumătate din Baro. Faza se liniștește, Gilbert forțează peste pivotul senegalez. Mohamed, o lansare acum pe contraatac. Trimis de Igor Mihailovic, vine însă imediat replica Mureșului. Încă o triplă pentru Al-Hagi Mohamed, a patra în total reușită de din spatele semicercului. Gilbert încearcă să obțină faultul pe pătrundere, dar nu se alege cu nimic, iar Jurevicius pasează superb la această fază pentru finalizarea lui Mohamed. La expirarea celor 24 de secunde, rămâne însă 45-46, intercepție acum Gajovic, care dă foarte bine drumul la minge. Un slam pentru public, marcat de Al-Hagi în față. Ce bine a intuit aici Gajovic, acea schimbare de direcție. Mihailovic, de la mare distanță, pune scurt această aruncare. Doar 6 reușite din 15 încercări din spatele semicercului pentru meciul. Este deschis oricărui rezultat. Iată că Mureșul se duce pe contraatac încă o dată și înscrie prin Al-Hagi Mohamed la astfel de faze. Vedem și câteva dintre cele mai spectaculoase faze. Punct avans pentru Sibiu, se pregătește să repună Gajovic. Primește Poilac. Mohamed foarte bine coboară și își protejează aruncarea în fața lui Lalovic. A vrut chiar coș cu fault garnetul americanul.